Spuneți, doamnă, ce s-a mai întâmplat la o săptămână după alegeri? Succese noi. Cine? Dezvăluiri? Noi sau ei? Putem? Cine cu succes? La primărie, eu cred că ăsta e ultimul interviu, deja săptămâna viitoare ne vor fi validate mandatele și sper să vă declar, să vă anunț ceva mai frumos. Deci vineri a fost balul Coțofenie la primărie, v-am trimis un video, să-l postați, vă rog, că cred că următorul proiect va fi alt proiect de-a primarului, că deci au pus ea tavanele cele curgătoare sau cum se mai numesc, dar sinestetic și la secretară la fel tapetele nu sunt bune, că zice lavabile și încă o chestiune am mai observat că lor li se va aduce în birouri mobilă. Eu v-am trimis acel video să aduce mobilă nouă. Ele, adică tușesc, pretins, dar și mari batjocuri. Ele acum râd așa din toată făptura pe care o au, inclusiv primarul, secretara și chiar toate angajatele, pentru că vineri, vă zic, meșterii au plecat, o lepădat și pe Comanioc, pe rachioașul, o lepădat în sat și a făcut o postare. Rămas doar sticla goală, nu mai inventați. Comaniocul l-a consumat, s-au bucurat cu el și a rămas doar sticla goală. Păi da! Păi da, deci? Și masă servis de doamna secretară. Dar, Oleg, vreau să fac o mică claritate tuturor. Eu am fost stat în grup și am spus, am numit acolo că în acest proiect secretara, destul de dimentanea, destul de șmecheră împreună cu primarul, au folosit o decizie a Consiliului care a fost emisă în data de 25.07.2023. Iată, este răspunsul de la Ministerul Infrastructurii, eu am postat pe grup și aici este decizia semnată, uitați-vă, Dinelică, Valentina și Dimentania, emisă la 25 iulie 2023, dar această decizie nu a fost publicată în registrul de stat al actelor locale la Cancelarea de Stat în orașul Cahul. Deci tot guvernul are cancelarii de stat în toate raioanele. Și asta era obligator? Obligatoriu, da. E obligatoriu să fie publicate în registrul actelor de stat. Deci această decizie care nu a fost publicată în registrul actelor de stat la Cancelarea de Stat din Cahul a fost dusă la Oficiul Național de Dezvoltare Regională Chișinău. V-am trimis o fotografie acolo unde este secretara mândră, destul de mândră, arogant așa, bucuroasă într-un fel că îi va reuși să meargă cu minciuna. Și deci i-a reușit. Această decizie a fost totuși anexată, pentru că pe mine Ministerul Infrastructurii mă informează că a fost după ce am depus eu plângere că cetățenii au nevoie de apă, de canalizare, de drumuri, solicit să fie retras proiectul. Ministerul Infrastructurii mă informează prin acest răspuns din 22 august și îmi spune că iată, primăria a acumulat punctajul de 85 întreg și 86 puncte și astfel ei sunt promovați în continuare să participe la concurs. Și îmi spun că se anexează. Deci, încă o dată mă întorc. Mă întorc și întreb de la primărie să-mi elibereze copia deciziei din 25 iulie. Secretara, sub semnătura primarului, spune că nu au fost emise decizii. Eu le spun, aplicați în ștampilă umedă pe decizia care am primit-o de la Chișinău. Se întorc altfel și îmi spun că a fost emisă într-un singur exemplar și a fost dusă la Fondul Național de Dezvoltare Regională. Dar acea decizie nu
era valabilă pentru că nu era publicată la cancelare. Da, nu Nu era era introdusă în publicată registru. în registru de Dar stat în fondul actelor ăsta nu locale. poate să verifice dacă actul e valabil sau e inventat, un singur exemplar trimis doar lor. Că e structură de stat și pe baza documentelor ăstora acordă milioane din bugetul de stat. Exact asta s-a întâmplat în cazul dat. Ca după, ce fac ei? Au înaintat aceeași problemă, aceeași problemă au înaintat-o și la data de 4 august primesc o altă decizie, care decizia ulterior este publicată în Registrul Actelor de Stat. Cum zice rusul, au făcut hotcaniu. După au dus această decizie din 4 august și au retras decizia cei din 25.07 și au podstavele, cum zice Au rusul, au pus-o înlocuit-o. pe alta Deci din 4 ce au august. obținut? Ei au dus o decizie în lipsa unei, deci au dus o hârtie, un document, în lipsa unei decizii, în lipsa unei ședințe de Consiliu. Au inventat că ar fi existat o decizie a Consiliului. Deci, nu. Ședința Consiliului atunci a avut loc, doar că când am discutat în Comisia Economică Financiară, eu am fost categoric să semnez proiectul de decizie, deoarece eu nu eram președinte și nici nu s-a vorbit și nici nu s-a pomenit ca eu să fiu președinte, doar că eu am citit ordinea de zi. Dar în ce calitate ai citit-o? Ca membru de comisie? Ca secretar, eu am citit-o în calitate de secretar al Și cine comisiei. trebuie să semneze documentul după aceea? Președintele comisiei, nu Trebuie să secretarul. semne, să fie semnat de către președintele Comisiei Economică Financiare și secretar, calitatea pe care eu o aveam. Și nu prevede legea că poți cumula ambele funcții? În lipsa președintelui comisiei, cine Nu prezidează prevede, comisia? pentru că putea să prevadă atunci când avea să fie indicat măcar verbal. Deci, în lipsa cutărui membru al Comisiei Economico-Financiare, se propune, verbal trebuia să fie spus asta, se propune să suplinească funcția de președinte persoana, adică membru al Comisiei, și să pună și la vot, să ceară acordul, adică cu membrilor Comisiei Economico-Financiare, ca după eu să am, sau eu sau alt membru sau alt consilier, să aibă probă juridică sau forță juridică de a semna acest act. Înțelegeți? Dar ce valoare are un act emis de comisia Consiliului Local? Nu trebuia oricum chestiunea pusă la discuție în plenul Consiliului? Păi atunci s-a pus în plenul Consiliului. Nu, dar deja la Consiliu era alt membru, alt consilier, președinte al Consiliului, era Valentina Lilică. Ce relevanță are? Ce importanță are? De ce vorbiți despre documentul de la comisie pe care n-ați vrut să-l semnați? Fără asta nu putea să înregistreze actul la cancelarie? Evident, nu puteau să. A, trebuie să fie nu doar decizia plenului Consiliului, dar și actul premergător de la comisie. Da. Da. Mata, n-ai Și vrut să-l deci. semnezi pentru că erai doar secretară, dar ei ziceau să semnezi și ca președinte, pentru că ai citit, mata, proiectul de decizie cu care n-ai fost de acord. Am citit ordinea de zi. Ok. Adică în ordinea de zi era inclusă această chestiune privind participarea comunei la reparația primăriei, unde eu am fost categoric am fost împotriva Împotrivă. atragerii acestor bani. Și deci, prin șmecheria asta, care vă zic eu, au folosit-o primarul, care s-a dus la data de 28, dacă nu greșesc, poza care am trimis-o eu, fotografie, este luată de pe registrul, de pe pagina UNDRL, acolo unde este secretara Dimitania, cu ochelare pe vârful capului, și am și audio prin care primarul spune că eu am luat-o pe dânsa, știi, acum. Deci eu am înțeles că primarul ne-a spus de un duminică, când a fost la ședința de judecată, el s-a răsflat așa, sau mai învoie o leacă, și a spus că era să mai câștigi încă un proiect, să repare și acoperișul. Aha, zic, ai să repare acoperișul când a se ploaie în ceașcă.
Deci, el atunci a spus că, dar nu Vasilisa Popa a scris, el numai a ajutat. Deci, Vasilisa Popa, care este candidat și ea, este consilier acum, a scris Tania Dimi în acest proiect. Și aceste minciuni care le-a scris așa de frumușel în proiect sunt de desaticluite, că ea e capabilă la așa șmecherii. Deci, da, eu am depus plângerea la procurat, la anticorupție. Bănuiesc că anticorupție o să cerceteze. De ce au dus acea, de ce au făcut cheltuieli, de ce au comis, de ce au admis cheltuieli, de a prezentat acel act care nu avea valoare juridică, l-a prezentat la Chișinău, ca după s-au mai dus încă. Păi zic, dar încă cetățenii nu pot realiza, deci nu știu când o să realizeze, gata. Ei au realizat despre felul cum îi fură primarul și angajații primăriei la data de 5 noiembrie. De Gata. 5. Mai departe, A, în august, după aceea au dus actul validat și de Consiliu și ce? înregistrat. Am crezut că în curți noiembrie cu august, dar vorbești despre alegerile din 5 noiembrie. Da, gata, ei au decis, gata, asta e, de mă, ei sunt Bun, cu... și care pot fi consecințele dacă au dus un act care nu era înregistrat la cancelare? Există vreo pedeapsă legală? Vor stabili organele Cine? competente. Dar se Vor ocupă? stabili. Se ocupă Pentru că... organii competente? Poftim? Se ocupă cineva acum? Da, eu am depus de mult plângerea la anticorupție. Da, eu am depus-o. De câte am înțeles, ei au fost ocupați cu finanțări ilegale și de scam puțini angajați din auzite. Dar cred că le vine rândul. Și cu sonda cei care e îngropată. Dar deja, asta este. Dar cei cu sondă puteau să ceară pentru proiectul ăsta bani de reabilitare a sondei, de exemplu? Puteau să ceară îmbunătățirea și extinderea rețelei de aprovizionare cu apă. Puteau să ceară și Au panou fost astfel de foto. proiecte? Puteau? Poftim? Au fost astfel de proiecte aprobate? Desigur, toți se putea. Vedeți că primarul încă nu era primar. Atunci, duminică, eu când am fost cu dânsul la ședință, el visează să iei alt proiect privind repararea acoperișului. Vă dați seama? La noi nici nu seamănă sat modernizat. Sunt primari care și-au luat extinderea rețelei de apeduct, aprovizionarea cu apă potabilă, canalizare, drum. Absolut, la noi este o sală de fitness și aceea e fără apă. Vă zic că au fost tineretul în sat, au vara de iată, au fost din Thailanda, avem băieți care au contract, lucrează pentru țările astea care dezvoltată sportul și sau se uimeau. Deci cum asta o sală de fitness să nu aibă măcar un robinet, ne mai zicând de alte condiții, un robinet speli mâinile. Deci e de dezastru. Lumea aplaudă și acolo văd, mai scriu niște comentarii și Lelica Eliana îi spune că bravo, bravo, meșterii au lucrat, dar să vedeți, cu ochiul liber se văd cât, știți cum, câte zgârieturi, chestii, eu am filmat. A, și încă una. De ce? Dimentania nu a monitorizat absolut deloc. La ce etapă? Iată ce bani s-au adus, iată ce lucrări s-au desfășurat. Absolut nimic nu a făcut, absolut. Ba mai mult, îngânfate și a instigat chiar și meșterii ăștia că da, e vine și ne deranjează și pe noi. Știți, iată de unde s-a luat această ură și instigare la ură din partea, adică către mine. Deci, dumnealor, Dar scândura aceea din fronton de când atârnă așa deasupra capului? dar uitați-vă și dumneavoastră de când atârnă, că primarul toată vara au vorbit de nu știu pe colo la telefon și el nu s-a uitat. Chiar vă trimit un video cum copiii trec pe colo de una vineri, eu când am fost, băteau un vânt și acolo riscă chiar într-adevăr să iau o întorsătură și să cadă scândura aceea deasupra. Păi iată, pentru asta el trebuie să scrie un proiect să-și Încă un schimbe proiect, da. acoperișul. Dar eu vă zic, Dar am văzut că lumea e... oamenii sunt mulțumiți, publică tot felul de mesaje, Da, domnul pune și... primar, gospodarul comunei, mult succes, sănătate. Da. Și primarul zice la de frontonul casei părintești. Da, este așa cum este. Eu vă zic, să nu sară în papucii mei. Acasă e matale părintești. Nu, da, casei părintești. Da, este, mai, nu numai a mea singur, unica casa părinților care nu locuiește nimeni.
O zic și gata, asta e. Na, când, estimați că o să fie ședința, prima ședință de Consiliu? Trebuie Cred că să adoptați săptămâna bugetul, viitoare, nu? Pe anul undeva următor. pe marți. Ah, și apropo, eu sunt în calitate de, adică sunt cel mai vârstnic consilier, Deci posibil să prima deschid ședință o să o eu. conduci mata. Nu știu, i-a plăcea primarul cum m-am gătit eu să-i urez sănătate și porții de lucru, dar el nu știu când ați mai am de lucru, că are vreo 3 amenzi și dacă a mai fi vreo 3 contestații, nu știu cum se va descurca. Apropo, el este unul dintre cei mai longevivi primari și cu cele mai multe dosare contravenționale și penale, inclusiv. Asta eu așa am observat. Dar ce să-i fac? Nu, Doamne... Comunicați la cartea recordurilor Guinness, măcar atâta bucurie să aveți. S-a străduit, pentru că nu se admite asemenea comportament. El s-a Dar pentru străduit. documentele celea falsificate, neînregistrate, răspunde secretara sau el? El are semnătură? Atunci răspunderea e amândurora, nu? Dar secretara tot la mine se descarcă telefonul. Secretara e toată șmecheră. Dacă ea avea, ea doar știe. Ea e șmecheră, vă zic, ea are... La siguranță are carnet de șmecher. Nu știu cine o să răspundă, să vedem cine e mai descurcăreț. Șmecheria lor o să răspundă. Eu cred că asta va fi ultimul video, dar, ba nu, Pe sper să săptămâna mai fie asta. vreunul când o să aducă mobilă și când o să vie și ei de la unii de relie, dar îi prinde și atunci când vin de la unii de relie, des cum or să îmbli, fâlfâind prin, dar chiar mă doare sufletul. Râs, dar știți, am o durere în suflet, credeți-mă. Am fost la școală și deci în birou de educație tehnologică și art plastică, încă sunt plafoanele și ele vechi, de prin 73. Vă dați seama? Și la noi, în primărie, într-o chilie, într-o micuță, așa, deci, 2 pe 2, cât 2 pe 2, jumătate pe 2. Acolo va fi unde să țină ele câinile, ceștile de ceai. Sunt două plafoane de este ea, LED-uri bune. Și la noi lumina e prin sat, parcă e iluminare. Acele care le schimbă acum lămpi LED. Dar altele și el au făcut. Eu încă ea că nu v-am trimis, dar am postez în grup. Am văzut deci realizările unui primar din Cuza Vodă. Da, te uimești acolo ce măsuri a întreprins el pentru îmbunătățirea și modernizarea satului, pentru condiții bune pentru cetățeni. Dar la noi cei nu se văd, vă zic, schimbările practic eu le văd și eu sunt indignată că nu avem schimbări în sat, nu avem trotuare, nu avem apă, canalizare, vă zic, știi ce am încercat, dar și drumurile care s-au făcut nu s-au pus cu vie, nu s-au deci cuvietii nu s-au săpat. Asta e. Ce să mai Canal de vorbim? scurgere a apelor pluviale, da, rigolă. Da. Asta e. Cred că multe videouri pe așa tematică nu o să mai fac. Două mai promit, dar urmează deja. Apropo, toate ședințele Consiliului preconizăm să le facem modern, asta, să le facem Transmisie live. publice. Da, să cunoască cetățenii care și cum gândește, care și cum Să vedem dacă acționează. or fi de acord ceilalți consilieri, că am văzut că unii erau contra categoric. Eu cred că vor fi de acord că contingentul de consilieri este unul cât de cât diferit de ceilalți ani. Sunt pedagogi, sunt tineri care cred că vor să se implice și primarul nu o să-i meargă cu minciunile, nu știu, mult sau puțin, dar eu nu o să scad din intensitate și la fel o să cer, o să solicit, o să țin la curent sătenii mei. Mă bucur că sunt săteni în jur de 100 și care gândesc la fel cum gândesc și eu. Cei care au votat în calitate de consilier, cei care au votat și în calitate de primar, chiar mă bucur pentru ei. Deja eu încep a-mi cunoaște alegătorii care se apropie timp de o săptămână, toți m-am mai întâlnit cu cetățeni și toți așa sunt mici. Cum, doamna Tamara, cum, doamna... Păi atât cum. Cum ați arătat la data de 5 noiembrie? Asta e tot cumul. Tot cumul cu mătrismul și toți nanii și toți nănașii și toți cuscri și toți... Iată, asta e. Am înțeles, mulțumesc pentru mărturie, am înregistrat și dacă îmi permiteți o să distribui, o să atașez și clipul, impresia noastră de la
primăria reparată. Sperăm că măcar o parte din mobilier, jaluzele și ce mai aveți acolo să fie refolosite, să nu se cumpere altele din bani publici, să fie spălate, restabilite și folosite, pentru că altfel se produce o grămadă de gunoi și în mod sigur nu aveți posibilitate să reciclați gunoiul acela, plasticul și ce mai rezultă din mobila aceea. S-au aruncat 280 de mii oleg în saș. Oameni buni, voi și 280 de mii nu s-au glumiți? mai aruncat, s-au băgat în primărie, în pereți, în Ei, plafoane, ei. în... O parte poate s-a risipit, poate o parte s-a pierdut, dar cred că era prevăzut și de proiect, rebuturi și greșeli și tot așa. Tapetele cele cred că nu mai sunt, da? În birou secretare nu o să fie tapete lavabile. Că nu s-au Nu lipit. sunt, așa Sunt, le-au da? pus 5 rulouri, oameni buni, trebuie să ai 7 academii ca să realizezi că acolo spălare de bani. Ok. La revedere, sănătate. Sănătate. Este jaluzele, sau perdele cele, gofrați, cum mai numesc ele. Așa? Bună ziua! Care nu mai sunt... Voi ați venit sus la asistent social? Dar nu sunt aici, sus la etajul 2. Care nu se mai poate fi prinse, puse pe pod, pe ce să le pună, pe plasticul ăsta? Vedeți, o scrie alt proiect să cumpere alte de astea. Ia să veniți mai repede și plătiți toți impozitele. Că lor le trebuiește jaluzele. Deci, grăbiți-vă și da ușile, da holul. Ia, uitați-vă, toate zgriete. Uitați-vă, da jos, uitați-vă. Ia, uitați-vă și scuțați-vă. Că ce era acolo, uitați-vă și acolo. Uitați-vă, zgriete. Asta ea e umflată de la secretară. De cealaltă e de obște, Uitați-vă și pe aici. Culerul e bătut cu colb. Uitați-vă. Sticla tot așa. Iar te vă arăt ușa asta cum e. Mânerile ale sunt hlentuite. Ia că uitați-vă. Aici trebuia să descris alt proiect să schimbe ușa la contabilă. Iați. Ce fel de estetică? E inestetic aici jos, nu estetic. Aici nu e estetic și trebuie descris alt proiect. Așa care de schimbat acoperișul și de... Vedeți? Schimbat acoperișul și de schimbat și ușa aceea. Că nu e estetic. Deloc, e inestetic și prezintă pericol pentru cetățeni. Și atâtați-vă. Prezintă pericol pentru cetățeni. Da. Și aici tot așa. Și iată așa. Banii au zburat.